Vânătorii mai au la dispoziție 2 zile, după care vor trebui să-și ascundă din nou armele în safeuri pentru jumătate de an. La încheierea sezonului de vânătoare, Asociația de Resort face bilanțurile. Cel mai mult s-au vânat vulpile, aproximativ 8.000 în acest sezon. Chiar și așa, e puțin, spun vânătorii, deoarece numărul acestor prădători, care sunt și cei mai mari purtători de boli, este în Moldova de 10 ori mai mare decât normele stabilite. Potrivit hotărârii guvernului, vânătoarea este permisă doar în zilele libere. Astfel, iubitorii de adrenalină mai pot colinda pădurile și dealurile pe 27 și 28 februarie, după care sezonul de vânătoare va fi declarat închis. În prezent, vânătoarea se mai permite la vulpi, un prădător care s-a înmulțit prea mult în Moldova. Srednjem dobivaются до 8000 в течение года лис. Это половина из того необходимого для того, чтобы вывести данного хищника для оптимальной численности. У нас немножко проблема с этим хищником, потому что он превышает порядка в 10 раз оптимальное количество. Pentru o coabitare normală între prădătorii de talie medie și animalele din gospodării, numărul vulpilor, care sunt și cei mai periculoși purtători de boli, trebuie să fie de 1-2 animale la 1000 de hectare. Potrivit experților, în Moldova, numărul acestora este de 8-12 la 1000 de hectare. Din aceste considerente, nu există limitări în vânarea lor. Responsabilii de la asociație declară că cele mai bune rezultate au fost înregistrate în nordul țării, acolo unde la vânătoare participă și câinii. За одну охоту и 13 штук, и 15 было. Результаты самые хорошие по отстрелу этого хищника в северных районах, так как ребята оттуда занимаются разведением гончих пород, они находят лисицу, подают голос, выгоняют оттуда уже в сторону охотников. Cele aproximativ 8.000 de animale împușcate au în spate o muncă enormă. Vulpea este un prădător deștept care nu cade ușor în plasa întinsă de vânători. Лисица очень хитрый хищник, то есть она прячется в норах, она ее тяжело, скажем так, добыть, найти. Когда приходишь на охоту, это не значит, что стопроцентный результат, то есть не как магазин пришел, купил. Можно даже не встретить ни одного зверя. Astfel de vânători sunt organizate în mare parte pentru plăcerea procesului. În sine, animalul nu reprezintă nicio valoare. Mihail Șerbliuc spune că acum acești prădători nu mai sunt vânați pentru blană. În Moldova nu mai există întreprinderi care să le prelucreze, dar și blana vulpilor din Moldova nu este de cea mai bună calitate. Majoritatea lisiți больные, то есть они разносчики лишая и других заболеваний, и на данный момент не все шкуры представляют интерес. К сожалению, на сегодняшний день у нас нету ни организации, ни специалистов, которые обрабатывают данные шкуры. Chiar dacă sunt încă foarte multe în țara noastră, vulpile nu vor mai fi vânate din 1 martie, la fel ca și alte animale sau păsări sălbatice. Sezonul de vânătoare s-a încheiat, iar cei care vor scoate armele din safeuri, contrar legii, riscă amenzi. С 1 марта запрещено тревожить, скажем, животных в период размножения. Охота вне сезона запрещена по закону, карается это административно штрафом. Если нанесенный ущерб превышает 200 условных единиц, то уже наказывается по уголовному кодексу. Potrivit legislației în vigoare, vânătoarea în locurile interzise și în perioadele de prohibiție, folosirea armelor, uneltelor și metodelor interzise se sancționează cu amendă de la 1500 până la 3000 de lei pentru persoanele fizice și de la 6 la 12.000 de lei pentru persoanele cu funcții de răspundere. Noul sezon de vânătoare va începe în luna august. Asociația Vânătorilor și Pescarilor numără 15.000 de membri.